Salut, sunt Arshadow206 și bine v-am găsit la primul meu gameplay pentru TGN România. Astăzi m-am hotărât să jucăm Uncharted 3, deoarece este destul de interesant și am zis să fiu eu acela care mai diversifică lucrurile pe TGN România, pentru că majoritatea dintre ei sunt cu PC și fără console și nu se bage niciodată gameplay-uri sau mai știu eu ce pe consolă. Am zis să fiu acela care schimbă pe aici. Acum să mergem pe aici. Să găsim comorile, că știu că am jucat jocul acesta de vreo 3 ori, pentru că e prea super jocul și chiar merită să-l jucați. Și am învățat toate comorile pe de rost. Deci e super tare jocul. Să nu cazi. Acum am prin peștera asta întunecată. Wow, cum am fi la față. Ce nu-mi place cum sare, zici că are ceva în fund. Sau se împiedică sau nu știu ce face. Sare ca naiba. După cum știți din precedentele Uncharted 1 și 2, personajul principal din acest joc, se numește Nathan Drake, care e vânător de comori și vrea să găsească tot felul de comori scumpe și foarte rare. De asemenea, nu este singurul care caută comorile acestea. Deci el nu este singur care caută comorile. Mai sunt și într-un fel, nu știu cum să vă zic, polițai. Adică ăia vor să ia comoara și să-l omoare pe Drake. Înțelegeți? Adică el face toată treaba. M-am căzut la fata asta. Adică el face toată treaba și bulangia aia ia chestia aia, comoară. Adică e chiar nasul fală. În orice caz, Drake pățește o groază. O groază de lucruri nasoale, cum ar fi bubuieli, împușcături, tot felul de chestii super nasoale, bătaie. Deci este foarte tare jocul, e în gen Tomb Raider, numai că ăsta e băiat. Oricum, merită să jucați acest joc pentru cei care au PlayStation 3, pentru că este o exclusivitate pentru PlayStation și chiar merită să jucați. Și acum să ne uităm pe unde să o luăm, că aici am cam uitat eu. Hai, moșule, hai, tată, că trebuie să ridicăm asta pe spate. Hai, ok. Ridică, bravo! Și acum să ne urcăm pe el, ca să ajungem sus. Chiar îmi place mecanismul de joc, adică cum se agață el și chestii de-astea. E chiar foarte bine realizat jocul pentru PlayStation. Nu mă așteptam să fie chiar atât de super jocul. Chiar merită. Am așteptat această parte, cred că nu mai puteam, abia așteptam să apară. Mai abia aștept să apară Assassin's Creed 3. Deci e super tare jocul. Chestia asta e chiar complicată, să te agăzi de chestiile astea. Așa. Hai, push. Hai. Gata. Hai, moșule. Așa, mă. Și acum mergem și noi jos. Pac. Să mergem pe aici. Ok. Hai, să vedem. Ce nu v-am spus acum este că joc la dificultatea cea mai mare, adică crashing. Nu este prea mare diferența, atâta că te iau bine aia la țintă și îți dă două gulanțe și îți cade viața dintr-o dată și te și sperii câteodată la fazele astea.
Da, oricum, nu, sper să nu mă fac de râs și să mor sau mai știu eu ce. Parcă așa aleargă mai repede. Așa, am mai găsit o monedă. Chiar îmi place asta, mecanismul ăsta de comori, cum se văd ele 3D și se învârși și chestii astea. Chiar e bine realizat jocul ăsta. S-ar putea să fac și o parte cu multiplayer, nu știu, sigur. Oricum, dacă vă place, s-ar putea să fac ca să fie mai frumos. Acum să facem statuia asta așa. Și pe urmă să mergem și la statuia asta să facem mai invers. Hai, mai. Fac, tragem de asta. Așa. Se duce. Să tragem în chestia asta, fac, odată, pentru că e comoară. Așa. Sper să vă ajute acest clip al meu. Mă refer pentru cei care vor să găsească toate comorile din joc. Eu mă gândeam să fac walkthrough, dar am zis mai bine las așa, fă walkthrough, să bag un gameplay micuț, că merită. E să fac gameplay ăsta walkthrough. Walkthrough dacă e fac la mine. Așa, am căzut ca prostul, m-am răstogolit ca un buștean. Acum să văd ce mai e pe aici. Hai, moșule, hai, coboară și tu. Și am rămas singure, după cum vedeți. Și să vedem acum. Deci, știam sigur că e chestia asta aici. Așa. Singura Uncharted care nu prea mi-a plăcut a fost unul. Nu mi-a plăcut sensibilitatea la aim. Deci eu sunt obișnuit cu sensibilitate mai micuță, nu extrem de mare. Aulu, aulu, pe Angel, aulu. Mecanismul de sensibilitate la aim era în sub orice critic, deci îl dăduse la 0. De bine, nu era 0, era 1, care era minim. Și tot nu se mișca ca lumea, se mișca ținta aia mai mult pe lângă ei dădeam decât în ei. Pe urmă a început să se schimbe mecanismul de sensibilitate de la controller la Uncharted 2. Adică dădeam la 1 și se mișca, frate, se simțea diferență. Că se mișca super bine și trăgeam în ea ca lumea, rău de tot, deci mergea ca lumea. Hai, știu că poți să te canți, hai, mai multă, hai. Iau, pac. Aolo, aolo, se rupe asta. Hai, hai, Drake, hai, hai. Hai, Nathan, hai. Apăsări. Wow, în sfârșit. Deci, uitați, după cum v-am spus, aceștia sunt, parcă ar fi mafioți într-un fel, care sunt și ei dornici să fure comoara care o caută Drake. Și Drake trebuie să treacă prin provocări foarte mari, cum ar fi acum, se omoare pe ăștia, care sunt mai mulți ca el. Deci chiar eu. Strategia la faza aceasta, dacă e să muriți și să nu faceți ravagii prea multe, este să-i omorâți pe la spate, un pic de stealth. Și când prindeți ocazia așa să-i omorâți cu arme, adică când n-aveți încotro, cum vă spun, cum ar fi pe prostul ăsta din fața mea. Fac, ești mort. Să fim atenți, că s-ar putea să vină pe partea asta. Și sunt pregătit să trag în acea butelie ca să bube tot. Vedeți cum așa? Dar trebuia să vină mai aproape de mașină ca să bube. Ca să-i fac. Mă rog, nu contează, mi-am omorât.
Mai ești, mai bine, mai bine. Acum trebuie să vin. Uite, te văd, fraiere. Fac. Nu l-am luat, firar. Credeam că bubuie, data trecută mi-a bubuit mașina. Ah, cum v-am spus, bubuie. Da, bubuie greu. Hai, scoate capul. Fac, ești mort. Headshot. Hai. Oh. Cum l-am luat pe ăsta, am tras în altă parte și tot la mână. Epic. Câte planțe. Mai e unul aici, care l-am văzut și care o să-l fac acum. Fuck, mori. Așa. Și acum să îi omorâm și pe sus. Deci... Mamă. Văd că mă descurc destul de bine, adică văd că nu m-a luat cam deloc. Păi chiar ciudat. E, acum m-a luat. Trebuia să deschid gura. Așa, emo. Și acum să ne uităm aici sus ca să luăm glanțe. Știu că ești acolo, știu. Ia. Bang! Ce pumn în slow motion i-am dat. Oh, mi-a dat grenade frumos. Fuck, frumos, așa. Și acum am bubuit. Da. Mecanismul la grenade nu prea îmi place. Adică parcă ar fi o petardă mai mare așa, care ar bubui și ar face mai mult fum decât explozii. Dă-mi grenade adevărate. Trebuia măcar la grenade să nu mai merg așa puțin. Am făcut ravagii pe aici. Hai. Și unde urcăm aici? Am? Să vedem. Aoi. Hai, uite pe moș. Hai, boșule! Vrei eu să te ajut? Fuck! Vedeți ce vă spuneam? La o grenadă adevărată mureau. Hai, ce să mai zicem? Ce-am găsit? US-44, oricum trei din pătrage greu și am nevoie de o armă mai rapidă. S-ar putea dacă rămân fără avanță să-mi iau. Hai, să mori. Așa. Aolo, hai mă, mori! Gata. Ești mort. Mamă, dacă sunteți, frate! Acum pe bune! Wow! Ia uite! Ai fugit, firea în live! Las că te prind! Fac! Nu, mă! Mori! Aoleu, mai sunt și... Aoleu, ăla-i cu sniper? A fost! Asta e șmecher, a dat grenade. Fira. Dacă se bagă moșul ăsta în fața mea, moșule, n-ai alt cover, te faci. Dai. Asta mi-a dat-o perfect. Am mai aruncat una. Așa. Băi. Băi, dar moșul ăsta nu face nimic, deci fii atent. Numai eu am dat în... numai eu am omorât. Asta nu face nimic. Acum pe bune. Fuck. Mor. Dementul ce a vrut să facă, să-mi dea grenade. Ha, te-am oprit, fraiere. Oh. Băi, ăsta chiar e criminal, ăsta. Bă, nu mai fă cover lângă mine. Este cel mai bun cover care l-am găsit și eu. Shit. Grenadele mele. Fuck. Jos. Înapoi la cover. Asta schimbă cover-ul ca pe jos. Mamă. Mai sunteți, mă? Mai sunteți. Glanțe. Reload. Ok.
Mi se pare că mai e unul. Da, eram sigur că mai e unul. Dar pe asta poate pot să-l fac mai fan. Ah, fira. Ești mort! Ușu! Ah! Cred că dacă l-am omorât dacă i-am tras la bucătăriile coroane. Gata, am terminat cu tine. Gata, am făcut pe toți. De fapt, i-am făcut pe toți din zona asta. Să vedem. Ce mai e pe aici? Fuck! Ai, tata, e vină și tu, ha. Deschidem ușa. Pac. Are, așa te vrea, mă. După câte mi-aduc eu aminte, parcă pe aici mai e o comoară. Dar nu știu, nu sunt sigur, adică... Vă dați seama, l-am jucat, dar sunt o groază de comori. Da, eram sigur, cum v-am spus. Și acum să mergem jos aici. Pac. Aole, cine este? Oh, parcă ar fi zombi. Ciudat. Urât. Scârbos. Dar ce costume au și ăștia, parcă ar fi din Mafia 2. Așa. Da, hai. Mergem jos. Tataie, hai, pac. Aoleu, aici e un puzzle destul de enervant, zic. Pac, o luăm, uitați pe aici, facem așa. O luăm așa pe aici, pe aici, așa, și am ajuns. Da, e destul de complicat într-un fel puzzle. Da, am trecut peste. Uitați încă o comoară aici, pac, jos. S-o luăm. Și să mergem mai departe. Hai, tataie, hai! Mișcă-te! Mă enervezi aici. Hai. Așa, s-a făcut lumină pe aici. Știu că aici trebuie să fac ceva, dar trebuie să termin asta de vorbit. Hai, mă! Au, te-au obosit și ăsta, sunt și plictisit. Bravo, Nelton. Well, he must have traced it to the Crusades, just like Lawrence did. Amo. Așa, în sfârșit. But what are these symbols? Looks like he's trying to work something out. There's some sort of message written here in a ce îmi place că nu are prea multe casinuri și când le are, ale are prea puțin. Așa, sunt scurte rău, deci chiar îmi place. Și o să vedem aici. Ok. Pac, din nou, hai. Push. Aia e. Și acum haideți jos. Da, mă, du-te jos. Așa, hai. Pac. Ok. Mi se pare că e mai cinematic. Sau... Da, un mic cinematic. Nu se strică câteodată, da. E bine că nu sunt lungi. Așa, vedeți? Ce v-am spus, nu sunt lungi. Să luăm pe aici. Hai, așa. N-a fost, partea asta n-a fost prea multă acțiune, dar... Nu știam la ce parte să fac și am zis să fac și să fie. Să fie frumos. Mi se pare că acum iar e un pas destul de stresant. Hei, și Move to Emblems, dar cum v-am spus, un puzzle. Oh, măcar. Oh, pas.
Dacă nu știți un puzzle, uitați-vă în carnețelului Drake. Da, deci cum? Deci așa. Mai încercăm o dată. Sunt destul de stresante puzzle-urile astea. Hai. Calum vine, uitați aici. Așa, ok. Și acum să activăm chestiile astea, parcă, după cât îmi aduc eu aminte. Ba nu, parcă era altceva pe aici. Uite, emblemă altă. Asta. Să punem aici. Aha, ok. Următoare emblemă. Pac, mai jos. Următoare. Nici asta. Asta. Asta s-o punem, uitați, s-o puneți, uitați, aici, gata puzzle-ul, dragi prieteni. Am deschis ușa, de fapt o trapă mai mult, că ușa nu e. Și acum mergem mai departe. Da. Asta mi se pare că e coșciug sau statuie sau... Nu mai țin minte bine. Da, coșciug e. Să deschidem coșciugul. Aoleu, cred că pute acolo cadavru de mori. Am găsit o chestie, un medalion. La mumie, în care o bag în suntem carnețel, de fapt. Pe câte mi-aduc eu aminte, parcă aici e mormântul lui Marco Polo. Sau mă încurc, sau nu mai țin minte bine. L-am jucat de 3 ori, dar nu l-am mai jucat de vreo 3 luni și... Da, am uitat mai majoritatea lucrurilor. Așa, l-am luat și acum mergem în continuare unde trebuie să mergem. Cum ar fi aici jos. Și dăm de un cutscene. Și cum v-am spus, Drake are norocul să dea de chestii de-astea. Adică să îi fie furat comara după ce că s-a chinuit atâta. O ia. Da. Așa e în viața asta. Vine cât un șmecher și comentează. Aoleu, m-am pușcat? Nu mă miră dacă nu ești împușcat. Da, cum spuneam, vrea comoara. Am zis să fac decât capitolul ăsta și după cât mi-aduc eu aminte, acum se sfârșește, dar și cu gândaci ăștia, cărăbuși, ce sunt pe engine. Așa. Da, mă dispare ar fi cărăbuși. Da. Oh, ăla deja a murit. Cred că nici nu e mai venit. Cum vă spun, acum încheiem și noi. Dacă v-a plăcut, dați subscribe la mine pe channel, like și comment. Și abonați-vă la TGN România pentru mai multe filmulețe super tari. V-am pupat! Acest video face parte din mișcarea Way, un mod de a face carieră pentru YouTuber. Ca să învățați mai multe, vă așteptăm pe tgn.tv.